Bună ziua, și noi v-am zis la proful înainte de zi de matematică. Da. Cu exercițiul 3, geometrie. Te rog. Fie I, intersecția bisectoarelor triunghiului ABC. Deci, ipoteză. Hai să notăm I indice A, bisectoarea de vârful A. I indice A, intersectat cu I indice B, intersectat, da? I A, intersectat cu I B, intersectat cu I C, egal cu punctul I. Că așa zici, fie I, intersecția bisectoarelor, nu? Da. Bun. A triunghiului ABC. Da. Deci pentru triunghiul ABC. Și ID perpendicular pe BC. Și ID ID mare așa, da? Da. Adică din I se coboară perpendiculară pe BC, perpendiculară pe BC. Și D aparține lui BC, ca să înțelegem. E piciorul perpendicular. Da. D aparține lui BC. Segmentul BC. Bun. Trasați cu compasul un cerc de centrul un I și raza ID. Așa. Deci trasați. Ce era raza? Nu știu. Raza unui cerc? Păi, cum, ce este cercul? Este mulțimea tuturor punctelor egal depărtate de un punct fix. Okay, distanța de la centru până la cerc, asta este raza. Da, era 1,70. Nu, tu vrei să... pi, da? Numărul pi. Da. 3,14. Da. E vorba de lungimea cercului. Deci știm că lungimea cercului este egal cu 2 pi pi. Unde pi ăsta este egal cu 3,14. Știi povestioara? Nu. Arhimede se juca în ghilime, pe nisip, să zicem așa. Așa e povestioara. Așa. Și el desena cercul. Și a venit un soldat. Și făcea așa. O sfoară o întindea exact după circumferința cercului, așa. Cum era cercul? Cu altă sfoară, măsura un diametru. Ce înseamnă diametru? Diametru înseamnă uite, hai să desfărăm cercul. Uite, cercul. Sigur că mi-a fugit pe aici. Deci ce se numește cercul? Respectiv. Și de rază ieri. Iar diametru înseamnă așa. Unim două puncte pe cerc și carte și prin centru. A, B. Câte? Și el măsoară. Cu altă sfoară măsoară lungimea diametrului. Și când desfășoară sfoara care e lungimea cercului și o întinde, vede că diametrul merge o dată, de două ori, de trei ori și mărim un capăt. De trei ori și un pic. Și e alt cer mai mare, care are alt diametru. Și iar când împarte, tot așa, de trei ori și un pic. Și zic, băi, ce chestia asta? Lungimea cercului, adică lungimea cercului, sfoara mare, este egal cu cine? Cu două raze, ca asta de aici e rază, cu egal cu diametru. Cu diametru, ori pi. 3 și ceva. Dacă merge diametrul de 3 ori și ceva. Proba părțit, de 3 ori și un pic. Da. Și unul dată ăsta nu lăsa cu pi. 3 și un pic. Ei bine, D ăsta egal cu două raze, ori pi. Și de ce lungimea cercului egal cu 2 pi ieri? Da? 2 pi raze, da? Deci egal cu 2 pi ier, ține minte mea așa. E două raza ori pi acela către și ceva. Am spus asta ca să faci legătura cu ce aveai tu acolo în subconștient, ceva cu 3 și ceva, sau 1 și da, ceva, cu 3 e pi. 5,
Da. 3,14 pi. Deci pi egal cu 3,14. Bun. Hai să ne facem problema. Trasați un cerc. Cu compasul. Da. De centrul I și raza ID. Da. Ce observați? Ce observați? Da. Înainte de a face problema asta, trebuie să te invit. Facem un desen. Nu ne trebuie să facem desen. Trebuie să facem un pic de pregătire. Deci ne pregătim pentru lecția asta. Ne trebuie niște informații. De aceea am mai spus-o. Dacă dă fie un unghi X, O, Y. X, O, Y. Și să ducem bisectoarea. Ce face bisectoarea unui? Bisectoarea este median, mediatoare și înălțime. Unde este? În triunghi. În orice triunghi? În triunghi isoscel. Păi numai acolo. Deci în triunghi isoscel, dusă din vârful acela, este de toate. Da. Median, mediatoare, da, de toate, da? În triunghi isoscel. Și în unghi. Ce să-mi fac? Dar eu am un singur unghi. Ce înseamnă bisectoarea unui? Bisectoarea unui împarte unghiul în două unghiuri și în oriente. Asta era. Deci, practic, îți o fi unghiul ăsta, îl dau în două și asta este bisectoarea unghiului. Da? Am dus bisectoarea unghiului acesta. Da. Dacă eu am la întâmplare un punct pe... Da, și dacă o să trag dreapta mă și dreapta, nu? Acelea vor forma două unghiuri din unghiul. Nu-i bine spus dacă trag dreapta. Dreapta să face, nu știu. Segmentul. Ce să fac din punctul P? Mai trasez două drepte. Insist pe următoarea chestie. Am o dreaptă dată și un punct exterior. Da. Care este distanța de la punctul M la dreapta D? Distanța de la punctul M la dreapta D. Perpendiculară. Păi asta vreau să spun. Unesc. Așa o de unii unesc ai vrea. Deci din M duc perpendiculara dusă taie dreapta D într-un punct, și înseamnă perpendiculara, să fac 90 de grade aici. Într-un punct, să zicem X. M1 sau N. Și distanța asta mână egal distanța de la punctul M la dreapta D. Distanța de la un punct la o dreapta se măsoară prin perpendiculară. Cel mai scurt drum. Deci drumul cel mai scurt înseamnă perpendiculara. Acum, hai să ducem și de aici, din punctul P, perpendicularele pe cele două laturi ale unghiului. Ce să fac din punctul P ca să fie perpendiculare pe X și pe Y? Să pun rigla. Da. Deci duc perpendiculara, adică cum să duc? Drumul cel mai scurt, cum spuneai, sau perpendiculara din P pe OX. Așa asta este. P1. Și perpendiculara din P pe OY. Așa. Este P2. P1 și P2 sunt cele două, da? P1 și P2. PP1 e distanța din P la OX, iar PP2 distanța de la P la OY. Cum ți se par cele două distanțe? P1 este egal cu P2. Nu P1. PP1 congruent cu PP2. PP1 e congruent cu PP2, da? Da, deci... De unde știi tu că PP1 e egal cu PP2? De unde știi chestia asta? PP1 e egal cu PP2? Pentru că această proprietate are mediatarea. Nu. Ca să poți dovedi că astea două sunt egale,
Luăm spre comparare triunghiurile. Care triunghiul? Așa. Și cu triunghiul celălalt. Ce poți să spui despre cele triunghiuri? Hai să vorbim așa. Pot spune că pe unul compar, nu știu. Nu știu pe pe unul? Da. Pe unul și pe unul compar pe doi. Deci fie triunghiurile. Fie triunghiurile. Și triunghiul? Și triunghiul, O, pe 2, pe... Ce poți să spui despre cele două triunghiuri? O pe latură comună. O pe latură comună. O pe 1 combin cu O pe 2. O pe 1 cu O pe 2? Cine ți-a spus că nu e pe asta? Noi am pus zic pe primar, n-am de deloc informația asta. Păi... pe segmentul OX din OX cădem. Dar OX asta e, ce înseamnă? Vine terminată. Adică e semidreaptă. Păi din, de pe OX cădem pe Dar OX nu e X, nu-i pus aici, pe aici. Păi da, la infinit și o să cădem pe 1 X. Pe 1, X. Păi dacă e terminată, nu avem cum să scădem. N-am cum să folosesc diferența aceea. Ce știm? Te-am spus totdeauna, trebuie să fim foarte atenți la ipoteze. Ce este ceam 1 și ce este OP? Ce am zis-o pe asta? Bisectoare. Ce face bisectoarea? Parte 1, 2, 1, 2, 1. Împarte unghiul în două unghiuri concurente. Deci tu aici trebuie să folosești că ăsta 1 e cât ăsta 2. Deci 1 cât 2. N-ai folosit acum. Să folosim asta. Deci o să spunem că P-O-P-1 deci unghiul P-O-P P1, O, P, e congruent cu unghiul P2, O, P. P2, O, P. Deci cele două unghiuri sunt congruente. Și O, P, P, egal cu O, P, P. O, P. 1. O, P, P, 1, adică asta? Nu. O, P, O, P, 1, P. O, P, 1, P. Asta de aici, nu? Da. De ce? Deci, de ce este egal cu care? Pentru că este de 90 de grade. Deci, egal cu ăsta, fi de 90 de grade, când noi am perpendiculare. Da. Deci, pe altă parte, mai avem cu unghiul, vorbește-mi, O, O, P1, O, P1, P, congruent cu O, P2, P. O, P2. Dacă am vrea să spunem cu catetă, cum spunem aici? Ipotenuză și catetă. Da? Catetă, astea sunt catetele. Asta și asta sunt catetele. Și n-am cateta asta, nici pe asta nu am. Noi ce avem aici? Ipotenuză, OP, da. Asta se cheamă, la fel cum ne-i s-a mis, ipotenuză. Că, nu? Unghiul acela care se pune în grâul 90 de grade se cheamă ipotenuză. Și... deci avem ipotenuză. Și cateta nu avem. N-avem catetă. Ipotenuză unghi. Avem ipotenuză unghi? Da. Adică avem ipotenuză și unghi. Da. Ar fi latură unghi-unghi. Ar fi și cazul de, da? De celălalt. Deci nu mecanic trebuie să ținem minte. Noi ținem minte cele trei cazuri de congruență a două triunghiuri. Care sunt cazurile de congruență? Latură unghi-latură. Așa. Unghi-latură unghi, latură unghi-unghi, latură-latură-latură. Deci, iată, aici ne încadrăm în latură, unghi, unghi. Și unghi-unghi, da? Latură, unghi-unghi. Și deci cele două triunghiuri, conform cazului de congruență, ai spus mai devreme, latură, unghi-unghi. Latură, unghi-unghi. Triunghiurile luate în discuție, triunghiul O pe 1 pe, este congruent cu triunghiul O pe 2 pe. Da? O pe 1 pe, congruent cu O pe 2 pe.
Și fiind congruente, ce se întâmplă? Ce concluzii tragem? Ocuie este visitoare. Faptul că sunt congruente triunghiurile, din ideea că ai triunghiurile congruente. OP1 cu OP2. OP1 cu OP2, iată, OP1 congruent cu OP2, de acord. Apoi. P2 cu P, cu P1 cu P. Deci PP1, P, P1, congruent cu PP2. PP2. Deci PP1 congruent cu PP2. Și în clipa asta am arătat că distanțele de la un punct P de pe bisectoare sunt egale. Distanțele sunt egale. Dar dacă aș fi luat oare punctul ăsta aici, într-o altă poziție, mult. Era același lucru. Era același lucru. Am găsit pe bisectoare. Deci, cu alte cuvinte, toate punctele de pe bisectoare, toate punctele, care aici, care aici, care aici, n-are importanță, totdeauna punctele de bisectoare a unui unghi sunt la egală distanță de laturile unghiului. Deci n-are importanță unde ne poziționăm pe bisectoare. Un alt punct de aceeași proprietate se va bucura. Deci notăm acest lucru foarte, foarte important. Spunem, toate punctele de pe bisectoare, toate punctele de pe bisectoare, sunt situate la egală distanță de laturile unghiului. Da? Toate punctele de pe bisectoarea unui unghi sunt situate la egală distanță de laturile unghiului. Sublinează asta că este teribil de important. Da? Teribil de important. Deci n-are importanță unde te oprești tu cu punctul. Că e mai încolo, mai... Ce ar fi bisectoarea? Până acum ai înțeles că bisectoarea este semidreapta care împarte unghiul în două unghiuri congruente. Ce mai poți să spui despre bisectoare? Cine este ea? Ea este formată din toate punctele din interior, deștepte, puncte deștepte, unul lângă altul opuse, care sunt egal distanțate, la egală distanță de laturile unghiului. Deci bisectoarea le conține pe toate, care au calitatea de a fi la egală distanță de laturile unghiului. Da? Asta e foarte important. Ei, hai să facem și noi un triunghi. La întâmplare, un triunghi ascuțiturghic. Ce înseamnă triunghi ascuțiturghic? Un triunghi care are două... Are... Nu știu. Triunghi ascuțiturghic? Are, așa, are un unghi 90 de grade. Nu a spus. Acela triunghi care? Când are un unghi 90 de grade. Se cheamă triunghi dreptunghic. A, dreptunghic. Da. Da. Vreau să fii atent un pic, să te mobilizezi. Deci triunghi. Triunghiile se împart în mai multe, după două criterii. După laturi și după unghiuri. Hai să scriem și chestia asta, da? Deci spunem, clasificarea triunghiilor. Clasificarea triunghiilor. Clasificarea triunghiilor. Două sunt categoriile. După laturi și după unghiuri. După laturi și după unghiuri. După laturi, distingem. Ce tipuri de triunghiuri? Izoscel. Isoscel, isoscel, adică ce înseamnă că după isoscel, ce înseamnă? În care două laturi egale? Asta. Două laturi egale. Și să desenăm. Asta este un isoscel, da? Două laturi egale. Echilateral. 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 Ce înseamnă echilateral? Are toate laturile egale. Toate laturile
egal. Și triunghi oarecare, toate diferite. Toate laturile diferite. După unghiuri. Dreptunghic, da. Dreptunghic. Ce înseamnă prin dreptunghic? Are un unghi de 90 grade. Corect. Deci dreptunghic înseamnă așa. Un triunghi dreptunghic, am un unghi de 90 de grade. Optuzunghic. Ce înseamnă optuzunghic? Are un lat. Are un unghi mai mare de 90 de grade. Un unghi mai mare de 90 de grade, corect. Mai mare decât 90 de grade, da? Mai mare decât 90 de grade. Și ascuțitunghic. Ascuțitunghic. Ce înseamnă ascuțitunghic? Toate unghiurile mai mici decât 90 de grade. Toate unghiurile. Că nu se poate un singur unghi. Toate unghiurile, da? Toate unghiurile mai mici decât 90 de grade. Fie cu mine, da? Toate unghiurile mai mici decât 90 de grade. Bun. Eu ce fel de triunghi am luat aici când am spus? Toate unghiurile să fie mai mici decât 90 de grade. Cum se cheamă acest triunghi? Asta vreau de la tine. Deci, ce am făcut? Hai să vedem ce am făcut eu. Când am sesizat că ai o neclaritate și nu știi clasificarea triunghiurilor după laturi și după unghiuri... Da, acolo am 90 de grade. Unde vezi? Asta e aici? Da. Poate să-l fac ca să nu fie 90 de grade. Da? Am zis eu să fie triunghiul. Dacă nu le iau așa, că e optuzunghic, nu? Să zicem cam așa. Acum, ar fi aproximativ, da? Nu mai e supărat. Deci, nu mai este de nouă ligat, da? Bun. Și, hai să spunem A, B, C. Triunghiul așa. Și ducem bisectoarele. Să ducem bisectoarea din A. Ce înseamnă? Măsoară unghiul din A și ducem o bisectoare, împarți unghiul în două. Știi cum se măsoară? Da. Așa. Și așa asta este bisectoarea din A. I indice A. Am notat-o la aici. I indice A. Da. Să ducem... Ce se întâmplă? Orice punct de pe bisectoarea asta, dacă duc perpendicularele, cum sunt acestea? Egal. Am văzut mai înainte, am făcut chestia asta. Hai să duci și din ce bisectoarea? Ce parte face? Parte unghiul în două. Da? Deci unghiul ăsta 1 cu 2, 3 cu 4. Și ele s-au întâlnit în punctul... Asta o notăm pe I indice C, bisectoarea adusă din vârful C, s-au întâlnit în punctul I. Da? I. Și acum, din I ducem perpendiculară pe AC, pe AB. Da, ducești bisectoarea lui B. Așa. Pe unde crezi că tu duci? Unde, fix prin I. Fix, exact, prin punctul I. Dar ai tu un motiv să crezi că trece prin I? Da, pentru că spune ipoteză. Ei, dar eu nu știu dacă toate trec în așași punct. Așa spune. Păi stai, dacă ar trebui așa, ar trebui ca I la perpendicularea din I pe AC să fie perpendicularea cu, egal cu perpendicularea din I pe BC. Noi am dus numai și pe... Hai să facem așa. Noi am dus numai pe bisectoarea din A. Și ele s-au întâlnesc ca două drepte fiind, nu? Într-un punct I. Te rog să notăm așa. Cu... Ducem perpendiculara din I pe AB și
și pică într-un punct E. Adică avem noi acest punct IL. Sau chiar D. Nu, că e D pe BC. Notăm cu perpendicula din I pe BC cu D, cum a zis autorul. Da? Cu D. Și perpendicula din I pe AC s-o notăm cu IL. Întrebarea este, fiindcă I este pe bisectoarea din vârful A, cum este IM cu IL? Congruent. E așa, așa este. Deci cum I aparține lui I indice A, rezultă că IM, să găsiți, se vede foarte tare că a fost, n-am mai dormit la timp. Deci IM egal cu IM egal cu IM. Da? IM egal cu IM. Fiindcă I pe IA, pe bisectoarea din vârful A, IM egal cu IM. Fiindcă I aparține și lui IC, IC, atunci... IM cu IM. Așa? IM. IM cu ID. Așa, IN cu ID, IN egal cu ID. Dacă nu mai pun așa, să scutuiesc segmentele așa, lungimile acelor segmente, da? Dacă vrei congruent, punem așa și spunem congruent. Deci IM egal cu IN, IN egal cu ID. De aici ce concluzie ai tragi tu? Că IM congruent cu IN, congruent cu ID. Toate sunt congruente. Adică că și din ce vedem noi, vedem noi că și IM, IM egală cu ID. IM egal cu ID. Dar dacă IM egal cu ID, deci iată pe I și la egală distanță de laturile din vârful unghiului B. De cele două laturi, cele două simetrii pe care formează unghiul. Toate punctele care sunt la egală distanță de laturi sunt puncte ale bisectoarei din B. Cum am spus mai devreme, ne-am pregătit pentru asta. Punctele la egală distanță sunt pe bisectoare. Atunci, IB va fi bisectoare din motivul ăsta. Da? IB. Deci rezultă că IB de aici IB egal bisectoarea unghiului, bisectoarea unghiului ABC. ABC. Mai gândim încă o dată. L-am dus numai două din ele. Cele două s-au întâlnit în punctul I. Și a treia, care se duce pe acolo, e tot bisectoare, n-are ce face. Pentru că ideea este asta. Toate cele trei trec printr-un punct. Deci, observații, notează-ți, toate cele trei bisectoare, din tot ce am analizat, toate cele trei bisectoare, trec printr-un punct, printr-un singur punct, toate cele trei bisectoare trec printr-un singur punct așa, I care este la egală distanță de laturi. Care este la egală distanță de laturi. Punctul I e la egală distanță de cele trei laturi. Și acum dacă duc cu compasul și acum, dacă duc cu compasul un cerc, Toate punctele se vor uni. Toate punctele se vor uni. Toate punctele se vor uni, nu înțeleg ce vrei să spui. Adică N cu, adică A, N cu M și cu... Deci cercul trece și prin A și prin C și prin B. Prin C și prin B. Dar ce era cercul? Mai degrabă am spus. Ce este cercul? Este mulțimea tuturor punctelor egal distanțate de un singur punct, numit centru. Dacă asta e cât asta și cât asta, ce este acest punct? Mir. Este centrul cercului care trece prin cele trei puncte, prin M, N și D. Adică dacă eu trasez cercul așa, uite cum așa. Și treacă prin M,
prin deci prin mână, da, trebuie să fi fost precis dat, numai că aici sunt perde datorită faptului că nu stă în centru aici. Ar trebui să fie compas cum ai tu cu vârf și în felul ăsta trece prin toate cele trei. Adică, iată cercul care trece prin cele... Asta ți-a cerut tu în probleme. Ce faci tu dacă duci un cerc cu centru în I și de lungime D, așa? Păi este, el trece și prin N și prin M. Răspunsul este centrul cercului înscris în cerc, în triunghi. Este centrul cercului înscris în triunghi. Deci, ce observați? Asta era întrebarea. Ce observați? Răspunsul. Observăm că cercul este înscris în triunghi și este tangent în punctele M, N și D. Atinge latul de triunghiului în M, N și D. Da? Deci ce observați la întrebarea? La întrebarea asta răspundem. Observăm că cercul cu centru în I și de rază ID este un cerc care se află plasat în interiorul cercului și este tangent, adică atinge doar laturile atinge doar în M, N și D. Deci, răspunsul la problemă. Cercul este înscris în triunghi și este tangent și atinge punctele. Este înscris în triunghi și este tangent la laturile triunghiului și este tangent la laturile triunghiului în punctele M, N și D, cum am notat noi aici. Dragilor, hai să mai repetăm o dată. Eu insist, pentru că vreau să fie lucrurile foarte bine înțelese. Și spunem așa. Eu puteam să spun așa, desenăm repede, de aici, ducem așa și vedeți că sunt tangente în punctele acelea. Și era gata, răspunsul și lecția era terminată. Ce am făcut? Pentru că îndată mi-am dat seama că nu este clar calitatea bisectoare unui unghi. Am luat deoparte un unghi. Am dus o bisectoare. Și am insistat pe faptul că dacă luăm un punct oriunde pe bisectoare, sesizăm că distanța de la punctul respectiv până la laturi, și distanța se măsoară prin ducerea perpendiculară, din vorba de aceste segmente, PP1 și PP2, și că acest PP1 trebuie să fie egal cu PP2. Puteam să spun, e adevărat, dar n-am lăsat așa. M-am zis, cum ne putem noi da seama că PP1 e cât PP2? Ar trebui să luăm triunghiurile spre comparare, OP1P, OP2P. Și ce au cele două triunghiuri? Cu ocazia asta, în mintea mea s-a desfășurat următorul lucru. Analizăm sau oferim șansa să vedem când două triunghiuri sunt egale. Că ungruiente, cum spune, da? Când, iată-ți dreptunghice, au ipotenuza comună și ne plasăm, fiindcă unghiul ăsta e cât ăsta, înseamnă că suntem în cazul de concurență, fie că spui ipotenuză în unghi, fie pe cazurile care știm noi, unghi, da? Și latură, sau latură, unghi. Și în condițiile acestea, ai ieșit că pe unul cât pe doi. Dar n-are importanță unde îl pun pe P. Ci oriunde ar fi. Așa că bisectoarea acum, în mintea mea, este așa. Bisectoarea unui unghi, parte unghiul în două părți, dar e și compusă din toate punctele deștepte, din interiorul unui unghi, toate punctele deștepte, care sunt situate la egală distanță. La egală distanță. Deci de aici până acolo e egal cu cealaltă distanță. Situate la egală distanță de la unghiul unghiului. După ce am înțeles asta, fiindcă problema am avut IA intersectează IB, intersectează cu IC într-un punct I, nu mi-era mie foarte clar de ce trece pe acolo. Cea de-a treia bisectoare.